În perioada 22-25 iunie, în stațiunea 2 mai, se va desfășura campionatul național de luptă pe plajă și totodată va avea loc un curs de perfecționare pentru antrenori. Orașul nostru va fi reprezentat la competiție de sportivii Teodor Babi, Alexandru Babi și Marian Bănică. Chiar la cursul de perfecționare au făcut deplasarea antrenorii Constantin Scuturiciu și Orăduțescu de la LPS Slatina și Dan Bărbulescu de la CSS Slatina. Suntem obligați să mergem acolo pentru că numai așa putem obține licența de antrenor. Antrenorul Constantin Scuturiciu speră ca elevii săi să aibă o comportare bună în cadrul campionatului național de luptă pe plajă, chiar dacă regulile sunt diferite față de cum sunt ei obișnuiți. Diferențele sunt majore pentru că aici orice atingere cu mâna a nisipului este penalizată, orice genunchi care atinge nisipul este penalizare. Iar victoriile nu sunt cele la tuș cum sunt la lupte, sunt prin acumulare de puncte, proiectările sunt valabile. Cei trei luptători de la LPS Slatina care participă pentru prima oară la campionatul național de luptă pe plajă sunt de la categoria junior 4.